consciousness or insanity. Because you are one with the totality of consciousness, you cannot separate the two. The mental idol. The word being explains nothing, but nor does God. Being, however, has the advantage that it is an open concept. It does not reduce the infinite invisible to a finite entity. It is impossible to form a mental image of it. Nobody can claim exclusive possession of being. It is your very essence. M-am născut într-o zi de 7, numărul Fatih. Port 43 la picior și cămăși. Sunt ceea ce s-ar numi un bărbat bine. Locuiesc singur. Nu am animale de companie. I brought out the big gun. These are big guns. Ah, putem bea pe troll. Am câțiva prieteni. Îmi spun Sputnik. Asta depinde foarte tare de fiecare dintre noi. Când începe un proiect, să știi exact ce vrei, deși nu o să iasă exact 100% cum vrei. Și toate trei am avut mai multe căutări, ceea ce înseamnă că a durat mai mult decât ar fi normal. La mine, eu mi-am scris scenariul în ianuarie și am terminat filmul în iunie. Filmările au durat 6 zile puse cap la cap. Ceea ce e destul de mult pentru un scurtmetraj care, dacă filmarea depășește 4 zile, deja înseamnă că nu te realizezi bine, că te costă. Asta filmul meu, Sputnik. Primul film pe care l-ați văzut, al Oanei Barna, la ea filmele au durat 3 zile, dar când s-a întors de la filmări, m-am văzut că ea era toată încercănată, nu mai putea. Deci nici așa nu a fost ok. 4 zile erau de ajuns. La Diana a fost o săptămână și ea a filmat mai puțin în fiecare zi, s-a gestionat altă situație. Am eu o întrebare pentru cei care au făcut filme sau fac. Cât e bugetul unui film? Bine. În principiu, când ești student și depinde foarte tare de facultatea la care ești, da, și de tradiția pe care o are facultatea, că în funcție de tradiție primești mai mult sau mai puțin bani. Noi suntem la o facultate destul de tânără și secția în special, ceea ce înseamnă că n-am primit deloc bani. Și banii au fost ori fiindcă unii dintre cei care au făcut filmul au muncit în străinătate, în state, vara, s-au primit de la părinți sau așa, astfel încât să facă foarte puțin bani. Și filmul meu a costat, eu l-am plătit din bursă o parte și am început cu 100 de euro și am ajuns la 300 de euro cu post-producție, cu printat de DVD-uri, cu trimis pe la festivaluri. Poate să coste destul de scump. Așa, pentru un film, 300 de euro e foarte puțin. Pentru un om, să scoate de la el 300 de euro pentru artă, dacă nu are foarte mulți bani, e foarte mult. Asta a fost Sputnik, a fost 300 de euro. Primul film a fost în jur de 500 de euro. Vânătoarea femeilor în Zodia Peștilor și On Ironaut a fost în jur de... cred că tot 300 de euro. Cred. Nu știu. 200, așa ceva. Dar asta implică foarte multe costuri. Implicit și mâncarea celor care vin să te ajute, le cumperi, le... No, ei vin să te ajute pe gratis, că sunt toți studenți, dar plătești transport, plătești o grămadă de recuzită, balanele cu heliu de la firma de euromariaj, nu știu ce, alea costă foarte mult, de exemplu. Și școala nu, ne le plătește încă, dar în viitor, cei care termină în viitor, de exemplu, o să aibă buget. Și o să aibă din ce în ce mai mult, pentru că
primii care termină sau a doua, a treia generație, dovedește că nu, merită să se investească în ei. Și apoi școala încet, încet, probabil că o să dea bani. Deci se ușurează cumva situația. Am o propunere. YouTube a extins la 15 minute. Mm-hmm. Se pare că ieri sau alte ieri, a extins dimensiunea filmulețelor. Sus pe YouTube și se face un canal. YouTube e foarte interesant, dar YouTube nu îți oferă atâtea șanse cât îți oferă dacă îți trimiți filme la un festival. Era o propunere. YouTube e o alternativă foarte bună după ce ai trimis filme la festivale, că asta e ideea. Să le trimiți, să te întâlnești cu alți oameni care fac același lucru sau care scriu sau care pur și simplu le place să vadă. Întâlnești producători, eu știu, oameni care sunt interesați să-ți financeze următoarele proiecte și după ce expiră, că orice film poate fi trimis la festival într-o perioadă de, acum ai 2 ani. Și după aia, în perioada asta, după aia poți să pui pe YouTube și, într-adevăr, mult mai multă lume se uită pe YouTube decât vine la nu știu ce festival. Pentru cele 3 regizorițe din partea mea, din atunci. Thank you.